În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, cuvântul său ne va da posibilitatea să ne oglindim sufletele și viața, și în același timp să ne spună ce vrea să facă Dumnezeu cu noi și din noi. Lucru care ne va încuraja foarte mult. Un copil este înspăimântat de o operație până când medicul stă lângă el și explică ce se întâmplă. Și, de obicei, se schimbă atitudinea copilului în momentul când înțelege că a nu se opera e mult mai periculos decât a se opera. Și atunci ajunge chiar el să-l roage pe, pe, doctor cu mintea lui micuță. Domnul vrea să ne facă să înțelegem în această dimineață importanța atitudinii noastre sufletești în fața cuvântului său. Suntem în Marcul la capitolul 3. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Observați că oamenii aceștia sunt atenți și au ațintit privirile la Isus. Ei se uită țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței lor, adică la Isus. Cu ce gânduri? Cu gândul de a vedea dacă nu cumva el va călca formele și tradițiile lor. În tradiția lor, pusă de oameni, nu de Dumnezeu. Și în paranteză fie spus, dacă astăzi ne-ar ajuta Dumnezeu să ne scuturăm de ceea ce este pus de oameni în mințile și sufletele noastre și în viețile noastre, și dacă astăzi viața noastră ar fi liberă de ceea ce omul a pus acolo unde Dumnezeu nu a pus, vreau să spun că tabloul vieții noastre ar fi dramatic diferit. Dar așa era tradiția lor. Ei puseseră tradiția lor deasupra vieții omului. Viața omului nu conta nimic. Tradiția era totul. Nici Dumnezeu nu conta nimic. Era în mijlocul lor acolo, dar nu conta ce vrea Dumnezeu. Tradiția lor era mai presus de Dumnezeu. Suntem noi niște oameni liberi de așa ceva sau avem și noi la rândul nostru același fel de lucruri? Suntem gata să omorâm un om? din cauza tradiției noastre, ca să, să, să nu cumva să se strice tradiția. Suntem gata să lăsăm un om în suferință, în chinuri mai departe, cu mâna uscată, ca nu cumva să se calce tradiția noastră. Suntem cumva gata să ne opunem chiar lui Dumnezeu, dacă ar fi vorba să lucreze într-un fel diferit de cum am stabilit noi tradiția noastră. Aceasta este una dintre cele mai tragice forme de idolatrie în care un om se închină la produsul minții lui. Cum a înțeles el, acolo e Dumnezeu. Ce îi spune mintea lui? Ce îi spune lungul șir de minți de oameni care au fost înainte? Aș vrea să, să dăm curs lecturii noastre de aici. El pândeau, ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Isus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. El nu era acolo să vindece doar o mână uscată. El era acolo ca să vindece sufletele bolnave ale acestor oameni. Oameni despărțiți de Dumnezeu și încrâncenați în tradiția lor, gata să se împotrivească și să răstignească pe Domnul dacă, se va, dacă va călca în vreun fel sau altul tradiția lor. Stai la mijloc aici, spune domnul. Vreau să te vadă toată lumea. Și vreau să gândească toată lumea. Apoi s-a uitat la oamenii din jurul lui. Ca unul care știa bine ce este în sufletul lor. Ce, ce puerilă este încercarea noastră aceasta de a, de a ascunde ceva în sufletul nostru de Domnul. Este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău ce este îngăduit în ziua sabatului? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Vi se pare o întrebare grea aceasta? Nu. Nu este o întrebare grea. E simplu. După părerea mea, e mai bine să faci rău decât să calci ziua sabatului. După părerea mea, este mai bine să pierzi o viață decât să o salvezi. A ridicat unul mâna în sus și a răspuns lui Iisus la întrebare în felul ăsta. Nu era nicio problemă. Întrebarea era așa de simplă, era deschisă și dacă acesta e lucru în care crezi cu adevărat, dacă ai făcut din, 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 părerea ta despre credință, din tradiția ta, din vederile tale, dacă ai făcut din vederile tale un Dumnezeu și nu există loc pentru creștere sau pentru schimbare, dacă ai făcut așa, asumă-ți răspunderea și vorbește cu Domnul și spune după părerea mea, noi trebuie să facem rău în sabat decât să călcăm sabat. Dacă cineva e vorba să moară, mai bine să moară decât să călcăm sabatul. După părerea mea, așa trebuie ținut sabatul în felul ăsta. Unul trebuia să răspundă lucrul ăsta. Și toți care erau acolo aveau același răspuns. Dar uitați-vă ce spune Biblia. Ei tăceau. Ei tăceau. De ce tace un om când este întrebat de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că nu are de gând să schimbe nici vorba. O și încleștează pumnii, strânge dinții, nu are de gând să schimbe. Tăceau. Ce a înțeles Iisus din această tăcere? În niciun caz politețe sau ignoranță. Nu. No. Nu erau nici politicoși, nu erau nici ignoranți. De ce nu răspundem noi cuvântului lui Dumnezeu când ne este predicat de aici? Și tăcem, liniștiți, în bănci. De ce? De ce nu avem în rugăciunea noastră o conversație deschisă și transparentă cu Dumnezeu? Și tăcem în anumite probleme, nici măcar nu le atingem când conversăm cu Domnul. De ce se întâmplă acest lucru? Ce este această tăcere în ochii lui Dumnezeu? Ce este această izolare? Ce este acest mister care să înconjure viața noastră? Ce este această comunicare de tip oficial cu Dumnezeu în rugăciune? Formule, poezii, trâncănel din acestea repetate ani de zile. Ne rugăm tot la noi, bineînțeles, că le repetăm pentru noi aceste lucruri. Ce este aceasta? Iată ce a spus Isus că este. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor. Ce era tăcerea aceea? Pietrire. Împietrirea inimii lor. Aceea era tăcerea. Ce este tăcerea mea și a ta în fața lui Dumnezeu? De ce nu vrei să abordezi problema aceasta cu Dumnezeu? De ce nu vrei să stai de vorbă cu el odată? Să așezi frumos pe masă. De ce nu te dezbraci ca naaman, Sirianu și să-i arăți cei pe dedesubt? Cum se numește acest lucru? Cum se numește? Cu voi vorbesc. Împietrirea inimii. Mulțumesc foarte mult. Așa se numește. Împietrirea inimii. Nu, nu o să-ți trimită niciodată doctorul un plic să spune vezi că ești împietrit. Nu. Dar tu, iată semnul după care vei cunoaște că ești un om împietrit. Când îți vei auzi cuvântul lui Dumnezeu, n-ai să răspunzi nimic, nici da, nici nu. Ai să vii și ai să pleci exact așa cum ai venit. Nu se va schimba nimic. N-ai să vorbești despre acest lucru, ai să ocolești subiectul acesta. N-ai să-l vorbești nici în rugăciune cu Dumnezeu. Acestea sunt simptomele unui om împietrit. Poate nu ești, nu e tot corpul uscat dar este o mână uscată. Mâna aceea care tace față de Dumnezeu, care nu-i spune lui Dumnezeu ce face și cum este, este împietrită. De ce ești aici în fața lui Isus. El și-a rostit privirile cu mare mâhnire peste ei. De ce? E ușor să te împietrești înaintea lui Dumnezeu în acest moment ca să protejezi eul tău, să faci o carapace, nu ca de țestoasă, ci să faci una din granit cât mai tare posibil, să nu pătrundă ceva vreodată, așa scrie Isaia. Și au astupat urechile ca să nu audă și să nu cumva să înțeleagă. Nu vreau să înțeleg acest lucru. A înțelege este o problemă de a vrea. Și Iacov spune, vrei să înțelegi. Dacă vrei să înțelegi, ai să înțelegi. Dumnezeu te va ajuta dacă vrei să înțelegi. Dacă nu vrei să înțelegi, Dumnezeu nu te va forța vreodată să înțelegi. Te va lăsa să-ți înțelegi propria ta voință și dorință și alegere. Aceasta este, uh, aceasta este primejdea în care ne găsim noi, iubiții mei, în această dimineață. Și-a rotit privirile cu mâhnire, fiindcă știa că nu-și dau seama unde duce acest lucru. Un copil în clasa 6-a, 7 al vezi că începe să aibă obiceiuri nenorocite. Și vorbești cu el și spui: Nu mai faci așa ceva. Oprește-te! Ah, dar ce am făcut? Ce? Am fost cu niște colegi. Ce am făcut? Sufletul în tine sângerează. De ce? Tu știi unde duce drumul ăla. Tu ai văzut atâta lume care a murit din cauza asta. Tu ai văzut atâtea vieți distruse pe Pământul acesta. E un uriaș război în care cad în fiecare zi mii și zeci de mii de oameni omorâți sub puterea drogului. Tu știi unde duce drumul acesta. Piciul ăsta, ăsta nu știe unde duce drumul ăsta. Și lui se pare că e deștept, că e important, că e vremea să facă așa ceva, că e cineva el. Și tu ești distrus și tu îi spui dacă aș putea să te ajut să înțelegi ce înțeleg eu numai. Ce înțeleg eu? Unde duce drumul acesta? Iisus îi privea, Biblia spune, cu mâhnire, fiindcă știa unde duce drumul pe care au apucat ei. Știa Iisus ce însemnează să taci înaintea Domnului, să nu vorbești nimic, nici bine, nici rău. Stai acolo închis. Vii și pleci în același fel. El știa unde duce. El știa că oamenii ăștia într-o zi vor ridica mâna și vor răstigni pe acela care le-a adus viața lor. Acolo ducea drumul. El știa că într-o zi oamenii aceștia, în loc să se roage lui Dumnezeu, vor huli numele lui Dumnezeu. A fi împietrit înaintea lui Dumnezeu, care constă în tăcerea ta față de Domnul și în necomunicarea ta cu El, nu. Tu taci, nu zici nici da, nici nu. A fi împietrit sfârșește în final prin a fi spulberat. Vă amintiți care a fost reacția pe care a avut-o poporul Israel după ce Ilie a spus: Dacă Dumnezeu este Bal, mergeți după Bal. Dacă Dumnezeu este Domnul din ceruri, mergeți după Domnul din ceruri. Ce scrie în Biblie? Poporul n-a răspuns nimic. Nu, aceasta spune Osea. Poporul meu moare din lipsă de cunoștință. Dar atunci cu Ilie, când El le-a spus: Dacă Dumnezeu este Domnul, mergeți după El. Dacă Baal este Domnul, mergeți după El. De ce poporul nu i-a răspuns nimic? De ce? Era împietrit. De ce era împietrit? De ce a ales să se împietrească? O, inima lui Faraon, știți? Oh, Dumnezeu a împietrit inima. Așa este. Dumnezeu a devenit pentru el un motiv de împietrire. Nu i-a împietrit Dumnezeu. Dumnezeu moaie inimile oamenilor, nu împietrește pe oameni. Dar un om poate să-l vadă pe Dumnezeu cu așa ochi să se împietrească din cauza lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus, adică din cauza lui Dumnezeu, din cauza lui însuși, dar așa cum a spus Isus, ferice de acela pentru care eu, nu voi fi un prilej de potignire. Tu, Iisus, un prilej de potignire. Potignești tu pe cineva? Nu, eu nu potignez pe nimeni, dar în mine se potignez mulți. Acesta era răspunsul. Când Ilie a întrebat dacă acesta e drumul sau celălalt, alegeți. Și Biblia spune, poporul n-a spus nimic. Nu aveau de gând să se schimbe. Când în fața cuvântului lui Dumnezeu tu nu spui nici da, nici nu, e pentru că n-ai de gând să te schimbi. Iisus privea cu mâhnire, fiindcă știa unde duce drumul acela. Știa că într-o zi oamenii aceștia vor fi disperați, fără mântuitor și fără Dumnezeu. Și știau că este mult mai comod atunci să fii împietrit, ca să nu ți se tulbure sufletul, să ai nopți de nesom sau asta. Tu mergi pe drumul tău, cum știi tu. Cel mai confortabil posibil este lucrul acesta. Dar nu știi unde duce drumul acela și i-a privit, privit cu mâhnire și a spus, întindeți mâna și mâna i s-a făcut sănătoasă. Ce s-a întâmplat în urma acestei fantastice lucrări a lui Dumnezeu? Versetul 6. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-l piardă. Vezi unde duce împietrirea inimii? Vezi unde duce tăcerea asta a ta față de Dumnezeu și nu, tu nu stai de vorbă cu el. Tu nu comunici cu El. Tu nu-ți deschizi sufletul, stai închis acolo. Vezi unde duce să nu zici nici da, nici nu? spune nu lui Dumnezeu cel puțin. spune nu, spune nu-mi place de tine, nu vreau să te urmez. Da, spune-i lucrul acesta. Numai că la odicei ei, ei îi place să stea în postura aceasta. Nici cald, nici rece. Scriptura încheie cu aceste patetice cuvinte s-au sfătuit cum să-l piardă. Aici va duce drumul împietririi inimii, adică al necomunicării noastre cu Dumnezeu. Aici duce drumul acesta. Și dacă vă amintiți că Samuel definea rugăciunea într-un anume fel, adică nu rugăciunea, ci lipsa rugăciunii. Cum îl numea Samuel? Păi știți că dacă n-ați fi, fi știut, nu v-aș fi întrebat. El, el numea lipsa rugăciunii sau lipsa comunicării cu Dumnezeu, sau lipsa de a-i da un răspuns da sau nu lui Dumnezeu. Numea acest lucru păcat. Și spunea, departe de mine, păcatul să încetez să mă rog. Asta e un păcat care duce în final la moarte. Împietrește sufletul și duce la moarte. Cât de frumoasă este comuniunea cu Dumnezeu? Cât de binefăcătoare și cât de sănătoasă. Când mergem pe drum să vorbim cu Domnul, când stăm la masă să vorbim cu Domnul, când deschidem ochii în timpul odihnei noastre să vorbim cu Domnul, când citim, când lucrăm, este un timp inimaginabil pe care trebuie să-l petrecem cu Domnul în toată vremea aceasta și Sufletul se face sănătos, și Inima se moaie și Dumnezeu poate să o modeleze să ne ferim de această cumplită boală a sufletului, care este tăcerea aceasta, închistarea și închiderea aceasta. Am văzut într-o biserică undeva, am fost în vizită, am predicat acolo și au venit, a venit mai multă lume, au venit și oaspeți din alte părți. Biserica aceea era o biserică din asta tăcută. Știți, ea, tace. ea era biserică tăcută. Ea nu zice nici da, nici nu. Toată lumea așa, cu minte, și mergea numele la uh, conferință, mergea numele că e cea mai liniștită biserică din conferința aceea. Păi mai liniștită decât biserica aceea, era Maica Mare, care a murit. Când a murit, ea era mai liniștită decât era această adunare, dacă vreau să o luăm pe, pe liniște de felul ăsta. Era liniștită. Și vreau să vă spun ceva. Când am fost invitat și am predicat acolo, au venit oaspeți din alte părți. Și biserica aceea s-a umplut la refuz. Și deodată, cei din biserica aceea au început să fie deranjați de oamenii care veniseră în vizită. Fiindcă oamenii ăștia aveau niște obiceiuri ciudate. Să vedeți ce făceau. Când auzeau de la anvon, fraților, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât tu și tu ai astăzi o ușă deschisă să te întorci la Dumnezeu. Și ăștia aveau obiceiul să zică, amin, Oh, uliu s-a uitat la, la ei, speriați, ce se întâmplă cu oamenii ăștia, frate? Vai, și exact cum scrie în cartea aceea fata de la Susa, zice, astfel de obiceiuri murdare n-au fost pe la noi până n-au venit evreiește acum, știți? La fiecare răspuns al acestor oameni, oh, uliu, speriați, bieții oameni, ce tăcere a fost la ei în biserică până atunci? Și au venit unii care au tulburat mormântul lor. E ceva rău în, în, în ochii unui om care a învățat să... Am învățat să tacă. Am învățat să nu-și deschidă sufletul în fața lui Dumnezeu. Dar, iubiții mei, dacă într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, dacă l-am crezut cu adevărat, dacă l-am primit și a devenit o putere în noi, lăsați dovada acestui lucru să fie văzută în răspunsul nostru, nu în tăcerea noastră. Uitați-vă ce deschis este Dumnezeu cu noi. Nu, să nu se scuze cineva să spună, vai, din reverență pentru Dumnezeu, Uita cum îl cheamă. Evrei nu mai știu precis care este numele lui Dumnezeu acum. Iahveh, acesta este o construcție de-a noastră. Nu se mai știe care e numele original, din reverență pentru Dumnezeu. Uita uitat cum îl cheamă. Din reverență pentru chipurile. Nu, Dumnezeu nu este de acest fel. Dumnezeu nu este acel idol de piatră rece în fața căruia te duci și care nu reacționează și nu răspunde și tace. E de piatră deja. E împietrit. Dumnezeu nu este de acest fel. Uitați-vă la fiicele lui Țelov Eu le văd pe ele într-o instanță deasupra lui Moise. Când Moise a venit și a spus, uite care este regula pe care Domnul a dat-o cu privire la moșteniri și cutare, ele n-au tăcut și au înghițit și a spus, ce, ce răi, ce ne, ne oameni, uite-te ce, ce nedreptate este în ceea ce... Ele n-au tăcut. Și ele au spus, Mr. Moses, contestație. Avem o contestație, domnule Moise. Erau fete, fiicele lui Țelofan. Domnul Moise, avem o contestație. Ce e aia? Contestație, domnul Moise. Avem o contestație. Împotriva cuvântului domnului contestație. Yes, sir! Da, domnule! Avem o contestație. Te duci înapoi la Dumnezeu cu proiectul ăsta de lege și spui să-l revizuiască. Go! Du-te! Și Moise a luat legea. Și s-a întors la Dumnezeu cu ea. Doamne, am o problemă la biserică. Am pe cineva care nu tace. Toată biserica e așa de cu minte și de liniștită. Cea mai cu minte din conferința noastră. Dar am pe cineva care nu tace. Am niște fete ale unuia, Țelovhad, și nu tac. Uite, m-a trimis cu proiectul de lege înapoi la tine. Îți dai seama, nu s-a întâmplat așa ceva. Nu suflă nimeni în fața ta. Cum o fi îndrăznind femeile astea să vorbească așa ceva? Și Domnul revizuiește legea și dă verdictul. Au zis verdict în Biblie. Fetele lui Țelovhad au dreptate. <laughs> Mulțumesc de răspuns. Fetele lui Țelov au dreptate, mistă Moise, lasă puțin capul în jos și du-te și învață de la femeile acelea că Dumnezeu nu e un idol de piatră cu care nu se poate sta de vorbă, ci Dumnezeu este iubire, este rațiune, se poate judeca, se poate vorbi cu el, se poate comunica, se pot îndrepta lucrurile. Se pot schimba lucrurile după planul lui Dumnezeu. El însuși întotdeauna a întâmpinat pe un om, nu acolo unde ar fi vrut să-l întâmpine, ci acolo unde s-a găsit omul acela. Acolo s-a dus și l-a întâmpinat. Moise a învățat această lecție de la ficele lui Țelofan și ne-a fost lăsată nouă în Biblie ca o dovadă că nu există nicio rațiune să taci înaintea Domnului. Să nu spui nici da, nici nu, să nu vorbești, să ții închis în tine, să te împietrești. Să faci lucrul acesta cu un om mândru. Cu un om mândru, spune Biblia, acestuia să nu-i spui nici da, nici nu. Nu-l mustra pe un om mândru, fiindcă te va urâ. Nu are niciun fel de sens. Îl împingi să facă păcate și mai grele. Orice greșeală ar face, roagă pentru el și atât. Dar nu mustra pe un om mândru. Mustră pe un om înțelept omul ăla imediat va lua măsură și va lua notă de ceea ce ai vorbit și lucrurile vor fi îndreptate. Iubiții mei, mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să nu privească cu mâhnire în dimineața aceasta peste noi, peste fiecare dintre noi, ci să privească cu bucurie și cu plăcere. Mă rog Domnului să ne ferească de această boală a sufletului care este împietrirea, Tăcerea aceasta fără niciun fel de, de justificare. Mă rog din toată inima ca, prin bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, noi să fim acele suflete deschise care să fim într-o permanentă comuniune și comunicare cu Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta? Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toții și să formăm grupe de două sau trei persoane și să ne rugăm pe și pentru acest lucru, pe această temă și pentru aceste lucruri despre care am vorbit.